Ce și-or fi zis liberalii? Bă, n-am reușit să punem noi un prim-ministru? Hai să vedem dacă reușim să dăm unul jos. Stați liniștit, domnul Predoiu, chiar nu vă luăm peste picior, nu. E vorba, bineînțeles, să dea jos un prim-ministru tehnocrat. A, ce-ați crezut? Că unul de ăsta politic? Nu. De la politic nu pot liberalii să dea jos, nu, nu. Ca liberalii să dea jos un prim-ministru pus politic, e nevoie să moară oameni. Sau cum era, domnule Iohannis? Târziu. Foarte târziu. Guvernul a demisionat. A fost nevoie să moară oameni. Ce-i fă liberalilor? Aveați chef să vă distrați, a? Să adune iar Nea Vasile manifestanții, da, vreo 10-25 de inși acolo, ca la moțiune. De râdeau jandarmii care se adunaseră să păstreze ordinea. Dar nu mai gata, au răbufnit. Ăștia-s de aia de țin în ei și la un moment dat explodează. Îți dau cu ceva în cap, te lasă lat, auzi? Domnule prim-ministru, asumarea unei funcții de demnitate publică vă conferă responsabilitatea de om de stat. Presupune asumarea unor riscuri, inclusiv riscul de a pierde funcția. Dumneavoastră, după opinia mea, domnule prim-ministru, nu trebuie să țineți cont de ce spun partidele parlamentare. În primul rând, trebuie să țineți cont de ceea ce spun cetățenii care sunt aceia care își doresc în proporție de peste 70% ca alegerea primarului să se facă cu 50% plus 1. Hai că a fost bună asta cu nu trebuie să țineți cont de ce spun partidele. Nu, să țineți cont, domnule Cioloș, de ce zice și că Orban. Da, așa trebuie să faceți. Poate n-aș citit în Constituție, domnul Cioloș. Serios, m-am uitat eu, uitați, scrie aici, am găsit pe net, la articolul 15. Da, domnule. Iar premierul României, oricare ar fi el, atenție, dar cu atât mai mult dacă poartă numele de Dacian Julian Cioloș, scrie, trebuie să asculte în toate deciziile pe care le ia de Ludovic Orban. Ce naiba, domnul Cioloș, scrie în Constituție. Păi dumneavoastră încălcați Constituția. Uite, tot aud că unul și altul se lasă de politică. O chestie, vă rog, păstrați-l pe domnul Orban. Eu nu vreau un parlament doar umor gen Cristiana Angel, de-asta pe Sandilel, așa. Nu, frate, vreau și umor fin marca Orban. Auzi, nu trebuie să țineți cont de partidele politice. Nu, dragule, spune-i tu de cine trebuie să țină cont el ca prim-ministru. E venit omul de la Bruxelles, nu știe pe aici, nu știe de cine trebuie să asculte pe la București, na. Nu vom avea alegeri locale corecte, domnule prim-ministru, dacă nu veți înțelege realitatea de la firul ierbii. Iar realitatea de la firul ierbii vă spune foarte clar. Dacă lăsați lucrurile așa, nu faceți altceva decât să avantajați PSD-ul în alegerile locale. Cum, cum? Realitatea de la firul ierbii? Vă apucați de fotbal sau ce? O să fie haios cu Nea Vasile? Vai de mine! Știți că buldogii aleargă după minge până o sparg, domne. A, dar ia fiți atent la asta. Domnul Orban, ați văzut-o? Na, că mă gândesc că n-ați văzut-o din moment ce nu v-ați ferit și ați primit-o direct în mufă. Partidele politice nu au dat semne că doresc redeschiderea discuției privind modificarea legii. Guvernul pe care îl conduc și-a asumat organizarea alegerilor în mod nepărtinitor, și partidul sau partidele care doresc modificarea legislației acum trebuie să-și asume și această dezbatere și să o conducă, așa cum o fac și cu dezbaterea actuală, nu culpabilizând guvernul că nu dorește să folosească instrumente de modificare a legii. Ce urât a fost! Nici când și-a dat Borcea cu mingea în meclă nu s-a auzit așa. Buf! Oh! A durut domnul Orban. Doamna Alina, domnul Vasile, sunteți bine? A, știți ce ar fi tare liberalilor? Să-l da jos pe Cioloș pentru că, nu știu, a, n-a construit autostrăzi, domnule nenorocitul.